Tânărul Sorin Neculai este legitimat la CSM Râmnicu Sărat la secția de culturism și fitness, înființată chiar anul acesta. În perioada 1-2 aprilie, el a participat la Campionatul Național de Culturism și Fitness pentru cadeți, juniori și masters, desfășurat la Târgu Mureș. Prima competiție de anvergură la care s-a înscris i-a adus râmnicianului, care se pregătește de aproximativ un an, titlul de campion național la categoria 70 de kilograme din cadrul secțiunii juniori. După părerea mea, nu a fost atât de ușor, cum a spus și domnul antrenor, a fost timp foarte scurt, însă am tras tare și am reușit să luăm locul întâi. Am avut la început puține emoții, normal, din primul concurs, însă în momentul în care intri pe scenă, un pic de adrenalină, scap de emoții. Antrenorul campionului național, Sorin Vâlceanu, spune că rezultatul obținut de elevul său i-a adus multă mulțumire. Pregătirile nu se vor opri aici, obiectivul fiind ca Sorin Neculai să fie convocat la lotul național. Cea mai mare mulțumire sufletească a unui antrenor este ca elevul să-l depășească. Și în continuare, obiectivele care ar fi convocarea la lotul național, pentru că în luna octombrie sau noiembrie se vor desfășura în România campionatele mondiale de juniori și masters și implicit locul întâi presupune convocarea la lotul național. Sorin Neculai este unul dintre sportivii de performanță care reușește să îmbine activitatea sportivă cu cea de elev. El studiază la Colegiul Național Alexandru Vlahuță și se pregătește pentru examenul de bacalaureat care se apropie.